Stimați spectatori, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție România în mișcare. România chiar se mișcă, se întâmplă lucruri multe la noi în țară și o să vorbim astăzi și despre proiecte, și despre solidaritate, și despre segmentul cultural, și despre, cum vreți voi, pentru că ne îmbogățesc toate aceste elemente despre care vă vorbeam și în tot tumultul de zi cu zi e important să mai venim și cu o astfel de latură pentru că avem nevoie de ea. Altfel ne trezim la un moment dat că suntem săraci și nu mă refer aici la faptul că s-au scumpit toate, la faptul că ratele la bănci au niște dobânzi astronomice sau că efectiv nu știm ce se întâmplă pe zona de energie, pe zona de lactate, pe zona de agricultură. Nu, mă refer la faptul că vom fi mai săraci vorbind despre sufletul nostru și ar fi păcat. Prin urmare, am eu grijă în seara asta să aduc în fața dumneavoastră niște invitați cu care sper să vă simțiți bine și cu care să vă îmbogățiți. Am aici așa lângă mine zona de cinematografie și mulțumesc frumos Irinei Murgeanu Grigore că a venit în seara asta la România în Mișcare. Bună seara, Irina. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre proiectul tău care e în cinematografe, nu? Încă nu. Încă de nu, pe 2 decembrie intră în cinematografe. Wow. Deci noul film, Arl Irinei, de pe 2 decembrie va fi în cinematografe și o să vorbim despre asta. Claudia Balint este consilier juridic la Uniunea Democrată Tătară din România și vorbim... Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim frumos pentru invitație. Cu mare drag! Și oportunitatea de a vă prezenta un pic din activitățile noastre și sper într-adevăr să ne îmbogățim reciproc. Categoric! Mai ales că faceți lucruri frumoase și acum surpriza serii! Alexandru Matei este profesor de istorie. Bună seara, Alexandru! Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat. Nu, așa, așa, ca să... Este venit într-un costum de tătar. De secolul XIII-XIV. De secolul XIII-XIV. Din ce era format costumul? Costumul este format dintr-un del. De fapt, noi spunem del, e termenul mongol pentru halat. Așa. Și însă diferența între halatul care îl vedem noi toată ziua cu închidere în față e cu închidere în partea dreaptă. Nu se poate vedea, eu sunt în cizme, în gutam. Sunt foarte frumoase, într-adevăr. Așa, le-am văzut. Și da. Cam asta ar fi îmbrăcămintea. Am și cămașa, cămașa aurie, care se vede prin această... Deci nu e bluza ta, e cămașa. E cămașa. Eu fac parte dintr-un club de lecuștire istorică. Așa. Și ca orice care se numește Nocors. Nocors, care înseamnă prieten. Prieten. Prieten în limba mongolă. Genghis Khan când s-a adunat prieteni și a încercat să formeze acel imperiu care îl știm și noi în ziua de astăzi, toți acești prieteni s-au dus lângă el. Și i s-au spus Nocors, Nohor. Care sunt prieteni, care toți erau egali. Cam câți erau ei atunci? 5 sau 6. De la 5 sau 6 a pornit tot imperiul? Numai că cei 5 sau 6 aveau familii. Și o familie avea vreo 5 iurte. 5 iurte înseamnă încă... Deci 5 iurte... Gândiți-vă că erau vreo 3.000-4.000 de oameni. Deci nu erau o singură... Când spunem 5 oameni, acei 5 oameni erau șefi de clanuri. Deci ăsta de aici. Și mi-a plăcut nouă termenul Nocurs, pentru că în grupul de reconstruire istorică suntem toți prieteni și doi la mână, în grupul nostru sunt și fete, multe fete, care trag cu arcul. În zona mongolă... Că sunteți și antrenor de tir cu arc. Da, sunt antrenor de tir cu arc. Ești și antrenor de tir. Sunt antrenor de tir cu arcul. Iar în grupul nostru sunt multe fete, pentru că în zona aceea, în perioada respectivă, femeile, fetele, erau egale cu bărbații. Adică puteau să participe la lupte, erau conducătoarele. Genghis Khan avea o vorbă. E foarte interesant ce spui. Deci, cum să zic? Acum, atâția ani, zim când?
Ca deci să... 1201-1300. Care nu puteam să întâlnim în altă parte, da, deci acum, sub nicio acum formă 800 de ani, acum 800 de ani avem egalitate între femei și bărbați. Da, chiar erau foarte puternice. La tătari. Da? Deci... Pe primea aceea, în zona stepelor, femeile trebuiau să conducă familia. Și de obicei bărbații plecau la vânătoare sau la război. Și cineva trebuia să conducă familia. Și femeile știau și, să tragă coara cu și să bată. Și femeile ajungeau să fie conducătoare de oști? Da. Nu pot să cred. De obicei, în spatele unui general se afla soția, care avea, era, de fapt, creierul armatei. Aprovizionare și așa mai departe. Genghis Khan avea o vorbă. În momentul când eu am mai multă încredere în o femeie decât un bărbat, pentru că femeia, dacă știe să conducă o familie, deci poate să fie un viitor conducător. Claudia, nu pot să cred. Chiar așa. Chiar așa. Deci noi astăzi încercăm să... Și încă n-am reușit să n-am găsim reușit. Soluția pentru ca o la femeie... La paritatea dintre femei și bărbați. Încă vorbim despre egalitate de șanse, încă vorbim despre faptul că unei femei îi este mult mai greu decât unui bărbat să răzbească în anumite domenii, cum ar fi politica... E foarte greu. Și nu e numai. Greu pentru că nu o acceptă ceilalți. E greu cu soțul, în primul rând. Da, deci o replică extraordinară pe care a dat-o cineva la o astfel de tablă rotundă, la o astfel de tablă rond, la o astfel de masă rotundă a fost... femeile trebuie să aibă grijă să iasă întâi... consilier, primar, deputat, ministru... pe ușa casei. Dacă au ieșit pe ușa casei și li s-a dat voie să meargă în poziția aia, nu mai au nicio problemă. Și așa este. Corect. Da. Vin la tine puțin. Ca o mică completare. Irina, la te rog. Mai devreme, spunea la un moment dat, pentru că și în lumea asta cinematografiei. Și în lumea cinematografiei e complicat. Și acum femeile au început să aibă o voce. Exact, important. Exact. Deci avem foarte multe femei producători. Exact, foarte multe femei regizor. Foarte multe femei. Unele ziceam că producători care sprijină regizorii, cum ești tu. Da. Dar la un moment dat a zis cineva o treabă, un regizor, nu o să dau nume, dar a spus treaba asta, că o femeie regizor nu poate fi decât... dacă este un regizor bun, este o mamă execrabilă și dacă este o mamă bună, nu poate fi decât un regizor mediocru. Apropo de prejudecățile... Da. Pentru că, într-adevăr, femeile în societatea de astăzi trebuie să se străduiască de 10 ori mai mult să demonstreze că pot fi și, mai ales pe plan artistic, pot face ceva. Uite, exemplu, filmul meu. Acum, așa, da. Eu îl consider că este al doilea copil al meu. Adică așa îl tratez. Cumva. Cum se numește? Poți să ne zici, absolut, nu? Adică absolut, îl promovăm da. Un picuț. Absolut. Filmul se numește Hai Hui în timp. Așa. Și este un pariu foarte îndrăzneț, pentru că este primul film, atenție, fantasy, pentru copii, de fapt el este pentru întreaga familie, uh-huh. Și pentru părinți și pentru copii, dar este primul film făcut după 89 în România cu copii în distribuție. Și nu vorbim de copii care au 2-3 replici, ci au partituri serioase. Și nu doar atât, avem în rolurile principale negative doi titani cinematografiei, poți pe Constantin Cotimani și pe Gabriel Spahiu. Ce frumos! Aflați la prima colaborare, deci cu Gabriel Spahiu am jucat eu în Maria Tănase. Nu, era impresarul meu. Da. Wow, incredibil. Gabriel Mihalache, da. De-abia aștept să-l văd, sincer. Gabriel Mihalache. Da, de-abia aștept să-l văd. Da, deci fascinanți amândoi. Am avut cu toții de da, am avut cu toții de învățat de la ei pe platourile de filmare. Amândoi sunt foarte generoși și în conjunctura asta cu copiii a fost minunat ce s-a întâmplat acolo. Și nu doar, sunt o grămadă, adică cât de serios sunt copiii când lucrez cu ei. Foarte serioși. Își învață textele. Pentru mine a fost o lecție. Mi s-au părut că sunt mai serioși decât foarte mulți actori cu care am lucrat. Chiar? Nu la proiectul ăsta. Nu la proiectul ăsta. La proiectul ăsta au fost ok, toți. Dar foarte serioși, foarte determinați. Gândiți-vă că am făcut un casting. Eu i-am ales pe acești omuleți din 300 de copii. Wow! Toți erau la o școală de actorie, de școala de actorie și de televiziune. M-am dus așa, fly on the wall, mai întâi, la cursuri. Stăteam pe un scaunel și urmăream în mediul lor. Uh-huh. După care am făcut joculețul ăsta, începeam, îi întrebam. Aveam tot felul de conversații cu ei.
Și au fost câțiva care mi-au atras atenția încă din faza asta. După care am făcut o listă, am selectat, am trecut la partea de audiție să vedem dacă pot învăța un text, dacă pot înțelege niște indicații regizorale. Iarăși am mai selectat, după aceea am mers pe tipologiile din film, deja erau câțiva pe dublaj, adică aveam câteva variante pe fiecare rol în parte. Și a durat undeva la 3-4 luni. Iar în momentul în care m-am decis și am zis, ăștia sunt, asta este gașca Hai Hui, mi-am dorit foarte mult să creez o gașcă și în spatele camerelor. Pentru că mi s-a părut esențial ca ei să funcționeze ca un grup. Sigur că da, întotdeauna. Da, și am lucrat o vară întreagă cu ei, pe improvizație, am făcut ateliere de actorie. A fost minunat. E una dintre cele mai frumoase perioade din, de care mi-am amintesc cu foarte mult. Cât timp ai filmat, efectiv? Am început în 2018, acum 4 ani. Copiii nu mai sunt copii, sunt adolescenți, în toată regula. Dar eu mă bucur că s-a întâmplat și am reușit să-l termin pentru ei, în primul rând. Ai filmat cu ei atunci sau te-ai lungit puțin? Am început cu ei. Așa. Am fost într-o situație, acum e un spoiler, dar nu pare rău că spun. Am fost într-o situație la un moment dat dificilă, am rescris scenariul pentru că ei crescuseră. O să vedeți dacă veniți să vedeți filmul, o să vedeți cum să nu? Care a fost twist-ul în așa fel încât să justificăm faptul că ei au crescut, nu mai sunt chiar niște copii. Când au început aveau 10 ani. Da. Acum unii sunt la liceu, adică deja gata, alte probleme. I-am convocat acum o săptămână. Am vrut să-i văd cu ce s-a întâmplat cu ei. Am rămas șocată. Deci, serios? Zic, unde sunt copiii mei? Hai hui! Unde sunt? Îi vreau înapoi. Dar foarte frumos s-au transformat și s-au dezvoltat. Ce mi se pare cel mai interesant este că dintre toți care erau așa de determinați la început, unul singur mai... doi vor să se mai facă. Da. Foarte interesant. Foarte interesant, da. Dar... De ce ați reușit să înțelegeți? Nu știu dacă are neapărat legătură cu proiectul ăsta, pur și simplu a trecut timpul, da. E vorba de alegeri personale. Mai e foarte interesant un lucru. Avem multe exemple de copii talentați care joacă în copilărie și care în momentul în care devin adulți își alegă cu totul și cu totul altă meserie. Da, păi uite, fetița în gașca asta de copii... N-aș spune rolul principal, toți au roluri foarte bine definite, dar cumva pilonul central în gașca asta, un copil absolut fabulos, încă din faza de casting, când avea 10 ani și mi-a zis că ea a răsfoit Mein Kampf din biblioteca tatălui și că i s-a părut interesant și spunea de pe acolo pasă. Nu, adică un copil foarte matur și foarte determinat și învățat și mereu zicea, pot să mai dau o dublă, că vreau să fie perfect. Deci fetița asta, Sofia Jamboli, despre ea este vorba, o să o vedeți în rolul Mariei în film, mi-a spus că ar vrea acum să se facă medic neurochirurg. Da. Iată. Și actoria e... Nu știm, vom vedea. Iar și talentul, nu se știe, eu zic că până la 18 ani probabil se vor mai... Cu siguranță. Claudia, vorbește-mi de proiectul vostru cu Cupa Prieteniei. Am început acest proiect cu mulți ani în urmă. Scopul acestui proiect este, de fapt, caritabil. Încercând să-i ajutăm pe copiii din orfelinate, care sunt mai puțin norocoși în viața de zi cu zi, și să educăm, în general, copiii spre a oferi, spre a dărui și a fi solidari cu ceilalți în viața de zi cu zi, implicând inclusiv părinții. Pentru că în vâltoarea societății de astăzi nu mai suntem nici noi ca părinți tot timpul atenți la dimensiunea umană, din păcate. Așa e, din păcate. Și atunci am creat prin intermediul sportului, care este un instrument atât de benefic și ne ajută foarte mult în acest proces educativ, am creat acest proiect. A prins foarte bine. Anul acesta intrăm în București, având în vedere că Uniunea Democrată Tătară are sediul în Megidia și am început, evident, în Megidia și în orașele, statele din județul Constanța. Și anul acesta am zis să deschidem către București, pentru că au fost foarte multe cereri. De altfel, noi mai avem încă un proiect deschis. Aici colaborați cu Școala Uruguay. Și nu? Colaborăm cu Școala Uruguay, care au fost foarte deschiși și doritori de acest proiect.
De asemenea, eu am intrat în școală, am încercat să colaborez cu elevii care sunt atât de dulci, nu pot să vă spun, am atât de multe de învățat de la ei. Așa e. Privind sentimente, privind emoții, privind, eu nu mi-am putut să-mi imaginez cât de maturi sunt și câte greutăți au în spate, de care noi de multe ori habar nu avem. Mâine vom avea competiția sportivă de fotbal interșcolar cu mai multe, care se va ține la Școala Uruguay, gazda acestei competiții și partenerul nostru în acest proiect. De asemenea, am pregătit o surpriză ca și pentru emisiunea dumneavoastră. Așa. Am pregătit o surpriză și pentru elevi mâine, ca înainte de finalele mici și mari, vom avea pe domn profesor de istorie. Ce le va vorbi? Ce le va prezenta? Le va prezenta o demonstrație surpriză și de asemenea îi va invita să încerce și să învețe să tragă cu arcul. Ce frumos! Ne prezent, așa, te rog! Introducem un pic că în lumea vreau să ne prezinte tătarilor. Alexandru, ce are acolo? Ne prezint? Putem să arătăm, nu cu camera de sus, că știu că ați aranjat frumos camera. Perfect. Deci, avem acolo un arc. Diferența între arcuri este un arc tătăresc. E replică. M-am gândit că nu e... Nu, e făcut din carbon. N-are 800 de ani. Este o replică. De obicei, în reconstituire istorică nu mergem cu replică. Și la clubul nostru nu mergem pe arc obișnuiți cu fereastră, cum vedeți în arcul olimpic. Acestea sunt arcurile... Arcul are fereastră. Da, este arcul fereastră și cu suport de săgeată. Când vedeți da. La competiții, în cadrul World Archery sau așa mai departe, o să vedeți că arcul are o fereastră pe partea asta. Da. Și mai are și un suport de săgeată. Arcul tradițional este fără. Așa e, sigur. Așa. Ideea de bază e că poți să tragi cu 3 degete, adică poți să pui săgeata. Acum o să vă fac o mică, nu trag cu arcul, toate n-am așa. Se punem pe partea stângă. Colegii din regie s-au speriat. Nu. Sunt antrenor de... Practic tiro cu arcul de vreo 10 ani de zile. Nu e o problemă. Și cred că și pereții noștri rezistă. Nu. Săgeata e destul de așa de... Bun, deci cu 3 degete o să vedeți pe Robin Hood și pe toți arcașii cu arcuri lungi. Pe zona tătărască e diferită. Și cum trag? Trag cu inelă. Cu inelă? Asta nu e inel de podoabă. Nu, nu sunt cu inel de podoabă, este inel de tir cu arcul. Dacă puteți să dați detaliu acolo, o să vedem inelul. La cameră? La camera aici. La camera 4. Dacă puteți. Se vede, da? Uitați, apropie colegii, e foarte frumos. Mulțumim frumos! Așa, și? Asta e prinderea. Cu degetul mare, artătorul și pui aici. Atât. Însă... Deci, se fixează săgeata între degetul arătător și inelul de pe degetul mare. Exact, atât. Da. Însă, întinderea este mult mai mare. Da. Bine, hai să-mi facem. Asta e întinderea. Uh-huh. În denumirea modernă, ziua de azi, acest se numește horsebow. Avea mai mare forță decât Robin Hood? Da. Serios? Și femeile. Femeile. Și băieții și fetele în toată zona Evului Mediu, mai ales în zona stepelor nomade, hai să zicem așa, în stepe, treceau de la 5 ani cu arcul. Primit, de la vârsta de 5 ani. De la 3 ani. Wow. Ori bărbați și băiat și fată se urca pe un cal sau pe un berbec și de la 5 ani sau de la 4 ani trăgeau cu arcul. De-a lungul timpului trăgeau cu o forță mult mai mare. Zicem 100 de... Deci 100 de livre ar fi cam... Hai 40 de livre, 20 de kilo forță. Deci trăgeau peste 50-80 de kilo forță. Mm. Arcurile respective au mult mai multă forță pentru că sunt arcuri mici. Nu e longbow, nu e arc lung, nu e arcul lui Robin Hood, sunt de arcuri mici. Ei aveau, tătarii aveau arcuri mici? Da, asta e arcul.
că zicem arcul mic. Arcul longbow este un metru jumătate. Dar aveau arcul mic pentru că fugeau, n-aveau... E mult mai ușor de urcat pe cal. Aha, da. Însă forța arcului respectiv este de 10... Adică poți să tragi cu un arc, să zicem ăsta, la 35 de kg forță, adică poți să-l întinzi până la capătul de aia, oricine. Așa. Pe când dacă tragi cu un longbow de 35 de libre, te... Da. E vorba de proiectare arcul respectiv. Însă fetele tăgeau cel mai bine cu arcul. Deci pe zona respectivă fetele și băieții tăgeau cu arcul. De ce vorbesc de egalitate în zona respectivă? Că băieții și fetele se îmbrăcau toți la fel. Toți aveau delduri, toți aveau... Serios? Și nu era ținută diferită între... Așa... Așa, cum mă văd. Asta se numește șapcă, nu e termenul rusesc, este termenul mongol. Se pune asta. Șapcă? Da, șapcă. Termen mongol? Da, așa se numește termenul mongol. Este o tichie, după care urechile aici. Și era bună împotriva ploii și așa mai departe. Da. Și dacă aveai și armură sau zăle, ți le puneai în cap. În vremea respectivă, fetele și băieții erau la fel. Recunoșteai o femeie căsătorită în momentul când vedea la distanță că ea poartă un fel de întindere pe șapcă, se numește bopta. Așa. Aia era femeie căsătorită. Cel mai frumos este un călugăr franciscan, a ajuns în Mongolia, la Kublai Khan, și a văzut la depărtare niște călăreți care aveau niște chestii înalte. Și a zis, sunt cavaleri creștini. De fapt, erau 5 femei care erau în și se citește în cronică stupoarea călugărului respectiv. Ce frumos! Luăm o pauză de publicitate și revenim cu discuția. Mulțumesc foarte mult! Un subiect drag mie, cartea și tehnologia ne salvează România. Vă mai aduceți aminte de melodia Să fim copii pentru un cozi? Dar de ce numai pentru un cozi? Despre piețele financiare, piețele de capital, fenomene macroeconomice, inflație și tot ce ține de acest spectru. Discutăm despre planificare urbană și nu orice planificare urbană, ci aceea inteligentă. Avem o invitată cu totul și cu totul specială, pe jucătoarea de tenis, Andreea Plisa. Bună dimineața! Dacă este vineri, este Poliția Vedetelor și am fost cu ochii pe vedete și am văzut cu ce se mai ocupă. Alături de Olga, care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Oricine te poate poza și prinde în diverse ipostaze pe stradă. Astăzi vom vorbi despre inițiere, vom vorbi despre masonerie, vom vorbi despre René Guénot. Despre examenul maturității. Sunt Alexandru Răducanu și astăzi vorbim la subiect despre oameni cu și fără Dumnezeu. Mi-e teamă că nici dacă mai trăim 50 de ani de acum încolo, nu să fim contemporani cu autostrăzi care să lege România. Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor! Și bună dimineața telespectatorilor noștri din străinătate, că sunt mulți pe Canada, pe Australia. Suntem Oana Paraschiv și Mihai Găinușo și iată principalele subiecte ale emisiunii. Planetele sunt răsfirate în zodii interesante, foarte dinamice în aceste zile și care ne invită la începutul verii să fim activi, Jupiter, Marte în berbec, să avem inițiative, să avem curaj. Să punem cap la cap un îndreptar pentru femeile care știu ce vor în viață. Și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi. Astăzi am ales un subiect numit lumea duală. Dar, de fapt, o să vorbesc foarte mult de ce bârfesc oamenii.
atâtea ediții, atâtea meciuri, atâtea povești. Fotbalul într-adevăr s-a schimbat. După cum știți, aduc în fața dumneavoastră oameni cu foarte multă pasiune în domeniul în care activează. Mi se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cumva să ne apropiem de științele vieții din ce în ce mai mult. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în această încăpere? Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată că voi fi vreodată director. Ai trăit în armonie, ai respirat și eu am respirat odată cu tine. Nici tu nu știi să spui nu? Aceasta este tema din această seară. Astăzi vorbim despre tendințele din mediul de afaceri românesc. Seara aceasta vom vorbi, vom încerca să facem o radiografie a stării firmelor din România în ziua de astăzi. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu și vă invit la o nouă emisiune, Vocea Libertății, aici la Canal 33, într-un spațiu al libertății. Astăzi eu mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Mi s-a părut foarte interesant pe temele. Suntem în legătură directă, pentru că e o seară specială, cu președintele Uniunii Democrate Tătare din România, domnul Naim Belgin. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Uitați că vorbim despre lucruri foarte interesante care se petreceau în lumea tătarilor acum 800 de ani și pe care noi acum nu le avem în lumea noastră, zic eu, civilizată, democratică, occidentală, adică egalitatea dintre femei și bărbați. Am vorbit despre lucrurile frumoase și despre proiectele interesante pe care le faceți. Vorbiți-ne și dumneavoastră puțin despre felul în care vă străduiți ca tradițiile comunității tătare din România să fie păstrate și comunicate celorlalți. Da, acum nu știu exact ce subiecte au abordat colegii mei, dar este un festival pe care noi îl promovăm de vreo 6 ani. Anul acesta a fost a 7-a ediție, la care au participat 40 de țări. Am făcut 7 cupe mondiale, 15 sporturi promovate și dintre 15 sporturi, 6 dintre ele sunt pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității a UNESCO. Frumos! Suntem noi, peste 2 zile o să plecăm în Kazakhstan. Este campionatul mondial de Tocus Malac. Tocus Malac înseamnă 9 biluțe. Este un joc de strategie care se joacă la masă. Și noi am scris câteva cărți, am abordat acest joc, acest sport. Și acum, în acest an, cu sprijinul Ministerului Culturii, am scos o carte care vorbește în mod exclusiv despre acest joc de strategie, acest sport de strategie, sportul minții, Tocus Malac. Și noi o să mergem peste 2 zile cu domnul profesor Florin Cărăc la campionatul mondial din Kazakhstan. Și concurați? Da, bineînțeles. Serios? Amândoi concurăm, da. Wow! Nu știu câte șanse avem în fața Kazakhstan. Vă ținem pumnii, da? Să veniți cu premiu acasă.
Dar pe ceilalți, spre exemplu în fața turcilor, suntem învingători detașați. Deși turcii au descoperit acest joc mult înaintea noastră, noi doar de câțiva ani promovăm acest sport în România cu ajutorul domnului profesor, cu ajutorul doamnei consilier juridic Claudia Balint. Am încercat și l-am promovat în București, în 5 școli foarte bine. Trebuie să-l învăț și eu, că mă faceți foarte curioasă. Domnul Belgin, să le spunem că noi nu ne așteptam ca la concurs să participe atât de mulți copii, în jur de 100-150 de copii. Concursul pe care l-am organizat în Megidia, București. Într-adevăr, în Megidia, unde zicem noi capitala tătarilor din România, am avut 36 de concurenți și în București am avut 82 sau nu mai țin minte exact cifra, dar oricum era peste 80 de copii care au participat. Bine, din 1200 de copii care au participat la proiect și care au luat contact cu acest sport, numai 82 au participat. Dar făcând comparație cu Megidia, care doar 36 de copii au participat la... Deși noi am făcut cunoscut acest joc în toate școlile din Megidia, doar 36 de copii au venit la concurs. Bucureștiul a fost... E și mai mare. Da, foarte mare. E și mai mare Bucureștiul. Auziți, comunitatea tătară din România, câte persoane numără în momentul de față? Comunitatea musulmană, cifrele oficiale sunt undeva puțin peste 50.000. Neoficial zic ei 100.000. Dacă separăm de turci tătarii, cu toate că sunt frații noștri și nu văd un motiv să ne separăm. Întreba de curioasă, da. Nu zice nimeni că nu ne separăm unii de alții, că tot împreună trăim toți. Da, deci nu se punem la să ne separăm. Tătarii la ultimul recensământ erau 23.000 în România. Bun. Da? Da. Frumos. Vă mulțumesc din suflet că ați intrat în direct cu noi. Vă ținem în mașină, îmi pare rău. Noi vă mulțumim. Am rămas fără baterie, îmi cer scuze. Pregătisem un decor mai... Nu-i nimic. Vă mulțumim mult de tot, domnule președinte Naim Belgin. A intrat domnia sa cu noi în direct. Vă mulțumim frumos. Acum s-a pierdut legătura. Vă mulțumim frumos. O seară frumoasă să aveți. Revin în platou. Vreau întâi să te întreb, Claudia, dacă tu tragi cu arcul. Puțin, abia am început. Păi trebuie să înveți, că da. Nu se poate să așa. Și pe în urmă... schimb, călăresc foarte bine. Wow. De foarte mică. Chiar? Ce frumos, bravo. Și am un raport special. Și cu jocul, cum ai zis că se numește? Jocurile se numesc Mangala și Tocus cu Malac. Aha, tocuz cu malac. Acum tocuz înseamnă nou. Tocuz cu malac. Cu malac sunt nou biluțe. Tocuz cu malac. E concurs acum în Kazakhstan de tocuz cu malac. Campionatul mondial. Ok. Campionatul mondial. Și am reușit... N-aveți aici niște biluțe din alea? Nu am, îmi pare rău că nu am venit. Eram curioasă cu ele, dar promit că la următoarea emisiune venim cu ambele jocuri și chiar vă arătăm un pic de strategia acestui joc, care este fantastic. Pot să vă zic că în proiectul nostru Uniți în Diversitate, No Discrimination, pe care l-am început la București într-o caravană de școli și în care am avut parteneri, am încercat să acoperim mai multe arii, am avut parteneri inclusiv Institutul Român pentru Drepturile Omului, care ne-au sprijinit cu partea teoretică a drepturilor, dar adaptată copiilor și de vârsta lor, că am avut mai multe categorii și au fost foarte amabili de a adaptat acele seminarii exact pe vârsta categoriilor de elevi pe care am avut-o. Am avut Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care prin... eu așa îl numesc, prin fascinația domnului Haller, pentru că este fascinant, a reușit la nivel practic, cu cazuri cu care dumnealui în experiența profesională s-a întâlnit, legate strict de elevi, de școală,
de cazuri de discriminare care s-au produs în școală și explicate către elevi și a prins foarte bine. De asemenea, am avut Institutul Levant, am avut alături de noi, ei au o parte de documentație pe Dobrogea și atunci am colaborat și am creat un seminar special în acest sens, ca să putem să promovăm un pic patrimoniu care este uitat în Dobrogea. Din păcate, da. Din păcate, un patrimoniu foarte bogat și ținând cont că, vă spun sincer, tărâmul acesta este atât de bogat și atât de multicultural, nu există nicăieri în lume. Așa e. Irina. Să știi că și la noi în film se trage cu arcul. Așa, te rog. Serios? Da, și cine i-a învățat pe copii? Ai luat antrenor? Noi am avut niște cascadori la filmări. Mă gândeam la ce fac ei, că este absolut fascinant că reproduc niște costume din anumite perioade istorice. Eu cumva am, împreună evident cu departamentele de arte din film, a trebuit să creăm o lume de la zero. Pentru că aici de fapt este twist-ul acestui film. Copiii din film călătoresc în timp. Așa. Și ajung într-o... Ne-am gândit foarte mult. Măi, unde să-i situăm? Asta să-i cu situăm... au călătorit... Ah, călătoresc în timp și îi duce în trecut, îi duce în viitor. Îi duc în trecut într-o lume fantastică. Nu există reper istoric. Efectiv, am creat-o de la zero. Tot ce înseamnă costume, absolut tot. Și am și avut niște oameni absolut... Game of Thrones. Da, mă rog, păstrăm proporțiile totuși. Da, uite, avem imagini din filmul tău, uite, nu? Avem imagini din filmul meu, uite, ăștia sunt copii și astea sunt imagini de la Călăraș. Noi am filmat în foarte multe locații. Aha. Aici este, suntem în Dunărea Veche. Chiar glumeam cu colegii, ce are Sahara și nu are Călărașul. Deci niște dune absolut superbe. Foarte și, frumos, foarte frumos. Da. Deci se pot face filme în care să se arate locuri frumoase din România? Asta mi-am propus. Putem să arătăm o Românie frumoasă în filme? Putem să arătăm o Românie frumoasă și putem să facem filme pentru publicul tânăr prin care să educăm și să uitați-vă aducem la, conținut uitați-vă la, curat. Și colegii din regie să se uite la claritatea imaginii și la calitate. Da, vă rog. Cred că cel mai important este că valorifică. Da. Eu așa o văd. Este o valorificare a elementelor noastre frumoase. Joacă și Cosmin Sele și... Da, uite, și pe Gabi Spahiu. Și pe Gabi Spahiu, da. Da, foarte mulți actori care s-au alăturat acestei nebunii, pentru că, până la urmă, este, exact cum am zis la început, este un pariu îndrăsneț. Deci, eu sunt impresionată de cum poate să arate. Păi aici trebuie să-i mulțumim lui Andrei Băltărețu, că el este directorul de imagine. E directorul de imagine. Este un perfecționist. Îl felicităm și vrem să-l cunoaștem. Da, bravo lui. Un perfecționist. Deci zici că nu e, cum se spune, zici că nu e film românesc. Bravo. Da, ne-am dorit să facem ceva. Da, ne-am dorit să facem ceva. Felicitări pentru asta. Mulțumim, vă așteptăm. Poți să ne zici cu ce buget de ce buget ai tras și ai pentru întins? Că am început de la un buget și bugetul ăla s-a tot mărit. Bine, aici probabil că ar putea vorbi mai multe. Dar dacă ar fi să adaugi și servicii și ajutor și sprijin, cam la cât s-a ridicat bugetul unui astfel de filmului tău? Nu știu, pot să spun la modul ideal cât mi-aș fi dorit. Deci în momentul în care noi am avut scenariu. Voiam să-ți spun eu, filmul care a câștigat premiul cel mare oferit de juriul elevilor la Constanța anul acesta, la Wonderfest, e film german, foarte, foarte frumos, despre o vacanță, despre o excursie, tot așa, plină de neprevăzut, realizată de niște copii. A avut un buget de, dar o să zic eu după ce zici tu bugetul tău. Eu ce zic, s-ar putea să fie foarte modest. Eu cred că un film, ca să iasă la un standard decent, ar trebui să se învârtă undeva la 500.000-600.000 de euro. Eu când am avut discuția inițială cu producătorul Cum se chinuie, producătorii și regizorii români să facă filme cu astfel de buget? Adică ei spun... Ca să iasă decent 500-600. Eu am descurcat cu 300, din care 100 au fost servicii și aia și aia. Și... Bugetul acelui film a fost de 3 milioane de euro. Da, exact. Da. Am lucrat la un moment dat la un film american care s-a filmat în România și a avut bugetul de 40 de milioane de euro. Iui, ia zi-ne puțin cum era.
Știi ce era, ce aș putea, deci, ca și concluzie? Mâncarea era trimisă cu dronele. Ca da, să nu erau, erau într-adevăr niște aroganți acolo pe platourile de filmare. Serios? Dar cumva și justifica, pentru că era cu actori mari, era un film de acțiune. Nu poți zici ce actori. E voie? Nu, pentru că încă n-a apărut, nu știu dacă e. Dar o să apară în cinematografe. Okay. A fost un pic nu blocat e cel de... cu Catherine Zeta-Jones. Nu. Okay. Cred că au bugete mult mai mari de atât acolo. Da? Da, absolut. Mai multe? Da. Chiar m-am gândit la un moment dat, oare cum lucrează oamenii ăștia cu bugetele astea? Da. Că eu nici măcar nu știu să le... Adică la nivel mental, când văd oare atâtea zile... Oare mai permite. Da, oare cum învățați să facem totul din pasiune și cu sume mici? Să nu trebuie... Păi, știi cum e? Geniul se vede când faci cu sume mici, lucruri extraordinare. Da, să știi ca observație, eu m-am simțit mult mai bine la Hai Hui în timp, deși cum a fost un proiect mic și am fost ca o familie acolo, decât la proiectele astea mari, unde de multe ori ai impresia că funcționează ca o corporație, știi, sufletul e undeva pe locul 2. Așa e. Oamenii vin să câștige niște bani, să-și facă un job, sunt profesioniști, își fac jobul așa cum trebuie. Dar nu e... lipsește căldura aia. Da. Atunci când știi că n-ai bani și mai tragi un pic și mai vine unul cu ceva, mai vine unul cu altceva, fete de la costume stau peste program și mai cos ceva acolo și... Nu o să niciodată Daniela Diaconescu, care s-a ocupat de superbele costume din Hai Hui, cum umbla ea pe plajă și aduna pietre să facă coliere actorilor. Ce și... drăguț! Da, adică ține foarte mult de pasiune. Domeniul ăsta se vede atunci când faci, chiar dacă faci cu bani puțin, dar faci cu pasiune multă. Și ăsta a fost un film la care s-a lucrat cu patim. Cu pasiune, cu pasiune, cu patim aproape, multă. Da. Bravo! Îmi doresc să fie un mare succes, pentru că aveam nevoie de filme pentru copii. Ce discutam și ce am discutat noi de-a lungul timpului la Festivalul de Film pentru Copii, Wonderfest, a fost că, din păcate, în România, după Elisabeta Bostan, n-au mai prea fost producători și regizori care să facă filme pentru copii. Și păcat acest lucru pentru și nu e normal să nevoie. Vorbim tot despre Pistruiatu și Roșcovanu și Racheta Albă. Eu personal asta am propus, să deschidem un pic și nișa asta. Da. Îmi propun să rămân aici, de altfel și nou scenariu pe care l-am scris, este tot adresat copiilor. Să fie un nou Elisabeta Bostan? Apropo de treaba asta, mi-a zis Bebe Cotimani, vorbeam cu el la telefon săptămâna trecută și mi-a zis, nu, tu o să fii Irina Dovleac, că el este plin de umor și mereu... A zis, mulțumesc, domnul Bebe Cotimani. Nu poate să fie Elisabeta Bostan. Ea este Irina Dovleac. Da, e întotdeauna, el e plin de umor și... Dar acum, lăsând gluma la o parte, da, avem nevoie de filme și eu pentru asta am propus să militez, pentru conținut curat. Avem nevoie de filme și cu conținut curat. Cât de frumos! Da. Cât de frumos pot să spui, Doamne! Câtă nevoie avem de așa ceva și câtă nevoie avem de filme care să facă cinste României, cu care să te mândrești, să prezinți un film, să te mândrești cu el și să prezinți un film care să vorbească despre țara ta așa cum ar vorbi o carte de vizită care vrea să-i facă bine, nu care vrea să se urce pe ea, să o murdărească cu orice preț, de prinde un premiu pe undeva. Exact. Și nu cred că cel mai important, câtă nevoie are tineretul de așa ceva. Copiii. Da, da. Pentru că ei își caută tot timpul niște modele. Așa cum noi ținem minte filme ca, așa cum ziceam, Roșcovanu, Pistruiatu, exact. Racheta Albă. Dar care nu sunt adaptate la stilul lor de viață. Eroii nu au vârstă. Sau Arabella. Arabella, exact. Dar uite, mi-a zis cineva ceva interesant. Eu nici m-am gândit. M-am întâlnit recent cu un coleg. A văzut trailerul de la Hai Hui și mi-a zis... Mai, mi s-a părut că e așa un fel de Cireșari adus în actualitate. Cireșari, uite, vai ce frumos! Așa este. Deci mergeți să vedeți la Hai Hui. Păi merge, exact, merge, da. Deci, efectiv este... Deci din 2 decembrie este un Cireșari este adus în actualitate. Eu promit că voi încerca inclusiv cu copiii care sunt implicați în proiectele noastre. Ar fi minunat, da. O să-i aduc la film. Ar fi minunat. Mulțumim. Mai mergem la domnul profesor și am o întrebare la tine, Alexandru. E adevărat că arcașii folosesc prima săgeată pe care o trag ca să probeze vântul? Da, e un mit. E un mit, dar e frumos. Da, e un mit. Problema e cu vântul. Pe vremea respectivă, arcurile erau atât de puternice că nu-ți dădeai seama care-i bătaia vântului. Serios? Înseamnă că cel care a scos vorba asta de duh n-a tras niciodată cu arcul. Dar sună bine. Sună foarte bine, foarte bine.
Ziceam că am auzit aici poveștile cu, cu costumația. Noi în recostitură istorică noi ne facem costumele. Așa, ne facem la, după documente. Soția face dernul. Deci manual, cum avem, ce găsim, le luăm. Recuzită istorică este destul de frumoasă. Și ne mai prezinți acum, dacă tot zici de recuzită și ce ai acolo pe masă, ce sunt dinții ăia sau sunt oase? Sunt oase de? Oase de berbec, de pe care se găsesc la, jos la, la picior. Sunt fel de zaruri, sunt fel de zaruri. Bunicii noștri au străbunit. Producătorul mă întreabă ceva, mai arșice? Da, arșice. Ce e aia? Arșice sunt de la genunchi, de la oaie. Aha. Sau berbec. Iată cine știe. Așa. Și arșicele se jucau în copilăria bunicilor. Se adunau doi copii și întotdeauna aveau patru de genul acesta. Patru. Și un fel de loveau la distanță sau jucau un fel de zaruri. La mongoli și la tătari și chiar în zona tătărească din Dobrogea am auzit o poveste foarte interesantă, că unul din la Curaltai, când au venit kazahstanul cu arșicele, un bătrân tătar povestea că se juca și în Dobrogea acest joc. Este înscris în patrimoniul UNESCO, inclusiv acest joc. Cei din Kazahstan au organizat, cum zicea domnul președinte, că am organizat 7 cupe mondiale, ei promovează foarte mult și acest joc și l-am organizat inclusiv anul acesta în Dobrogea la festivalul Curultai. O, ce frumos! Și ce mai avem acolo? O plăcuță? De matriculare. Da, e buletinul de identitate mongolă pe vremea respectivă, se numește Gherghe sau Paiza. Și îl țineau legat de șah, nu? Îl țineau legat la gât. La gât! Pentru că pe vremea respectivă, asta e forma de identitate. Dar la distanță trebuia să-l vezi pe omul respectiv dacă e dușman sau prieten. Deci atunci nu erau scanere. Atenție. Nici nu te puteau vedea din satelit. Și atunci, ca să te vadă, nici drone, nici nimic, ca să te vadă cu ochii, îți țineai buletinul pe piept. Dar nu, asta e buletinul special pentru un anumit trimis. Aha. Asta este un fel de împuternicire. Și să nu-l omoare. Nu, într-un fel, da. De obicei erau mesagerii, știți, faimoase mesagerii, care o veste se ducea, să zicem, din zona Moscovei până în București, de Moscova până în Beijing, făcea cam 2-3 zile. Vestea străbătea foarte repede. Foarte repede. Se numește Yasa, era mesageria mongolă. Era un călăresc care mergea cu 3 cai după el la următoarea poștă. Mai repede decât în zilele noastre. Dar de ce mergea cu 3 cai după el? Pentru că în momentul când obosea un cal, lua pe celălalt. Și ei la alții ce făceau? Rămâneau la următoarea poștă. Ah, știți că e legend, în toate filmele, vorbim de filme, în toate filmele vedem pe toți cavalerii care intră, merg cu armura pe el și merg cu un singur cal. Pe zona respectivă nu mergeau cu un singur cal, mai aveau încă 2 cai. Și ăia nu oboseau care mergeau, că nu tot mergeau? Cai, da, dar se odihneau. Una e să fie călărit și una e să stai liber, liniștit. Și pe vremea respectivă, caii mongoli sunt mici de statură, sunt mult mai mici. Capunei. Pentru că ei trebuiau să faciliteze pentru tătar, că se luptau pe cal, la trasul cu arcul, la mișcări. Dacă vă uitați pe internet, găsiți caii mongoli, care sunt în ziua de astăzi sunt rasă ocrotită în Mongolia, pentru că la un moment dat au dispărut. Serios? Da, au fost vânați. Și mongolii, după 1921 sau după 1990, au considerat că acest cal trebuie să fie ocrotit prin lege. Asta în funcție de cai. Mai avem 2 minute până la final și acum vreau un mesaj și de la tine, Irina, și un mesaj de la Claudia. Te rog. Așa. Despre cai, despre ce vrei tu. Da, nu vreau să întreb. Există o imagine într-un film cu Gengis Khan absolut fascinantă, cu niște cai în flăcări care aleargă. Și vreau să-l întreb dacă este pură ficțiune sau chiar... Sunt legende. Sunt legende, ok. Bine, acolo foloseau niște cai, mă rog, albi... destul de mari. Legea mongolă spune că nu ai voie să dai în cal. Aha. Murei. Era un animal sacru pentru ei. Categoric. Asta îi ținea în viață, exact. Până la urmă. Calul era fratele lui. Adică te salva din toate. Deci nu exista. Da. Foarte interesant. Un mesaj. Vă aștept la film, începând de pe 2 decembrie. În toate cinematografele din țară. Wow! Bravo! Da. Filmul este distribuit de Vertical Entertainment. Ne bucurăm foarte mult că se întâmplă acest lucru și sperăm să ajungă la
cât mai multe familii să fie văzut, nu doar de copii, ci de părinți, pentru că acolo sunt niște mesaje, n-am apucat acum să vorbim, dar sunt niște mesaje interesante și pentru părinți. Mergem la film. Și te mai chem o dată să comentăm după ce vedem filmul. Sigur, de-abia aștept, mulțumesc. Cu drag. Claudia. Îți dau un mesaj un pic mai complex. Mai ai o jumătate de minut? Cum vrei tu? Haideți să primim și să iubim diversitatea. Uh-huh. Este atât de frumoasă. Și să încercăm să ne întoarcem la dimensiunea umană, pe care, din păcate, am cam pierdut-o. Tătarea asta încearcă. Incluziune socială și diversitate culturală. Mulțumim frumos! Vă îmbrățișez cu drag, mult succes cu filmul, baftă multă la Cupa Prieteniei. Alexandru, mult succes în tot ceea ce întreprinzi și să ne revedem cu drag cât de curând. Vă țin pumnii și vă mulțumesc mult de tot că ați fost prezenți la România. Noi vă mulțumim pentru invitație. Dragi prieteni, mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit, că ați fost cu noi în această seară. Rămâneți în continuare cu Canal 33. Să aveți o seară minunată. Ne revedem luni la ora 19. Se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cu